Hei, hei, hei! Eu sunt Stefanie Strate, bine ați revenit pe canalul meu! Dragilor, în clipul de astăzi vă voi prezenta ultimele cărți pe care mi le-am cumpărat. Am făcut două comenzi săptămâna aceasta pentru că m-am gândit să vă ofer câteva exemple, câteva variante, în special dacă sunteți câștigătorul giveaway-ului pe care îl voi extrage de aici, la finalul clipului, bineînțeles. Am pregătit bilețelele pentru voi astăzi de dimineață. Știți că mie îmi place să fac totul old school. Până când vor fi sute și sute de înscriși, m-am gândit că pot să fac acest lucru de mână și să pun toate bilețelele aici. Dar, așa cum spuneam, ne vom ocupa de chestia asta la finalul clipului. Până una alta, haideți să vă prezint cele mai ciudate cărți pe care mi le-am cumpărat vreodată. Nu neapărat pentru că sunt titlurile ciudate sau poveștile ciudate, ci pentru că am un amalgam de subiecte și de autori cu totul și cu totul deosebit. Dacă până acum în holuri aveam o anumită temă, poate pentru vreun clip anume sau cărți scrise de același autor, cum a fost în cazul surorilor Bronte sau Jane Austen la ultimele holuri, de data aceasta, așa cum am spus, am o combinație foarte, foarte interesantă și de-abia așteptam, să fiu sinceră, să vină comanda și să vă prezint și vouă cărțile, mai ales pentru că sunt foarte curioasă ce părere aveți în cazul în care le-ați citit. Tocmai pentru că despre multe dintre ele nu știu absolut nimic și voi descoperi totul atunci când voi citi cartea. Haideți să trecem la treabă, voiam să vă mulțumesc din suflet încă o dată că v-ați înscris la giveaway și că mi-ați lăsat cele mai frumoase comentarii din lume. Sper din suflet să încep să le fac din ce în ce mai des de acum încolo, dar haideți să începem cu toate cărțile pe care le-am luat eu pentru astăzi și vom începe cu această carte pentru că era cea mai mică. Este vorba despre Fugara de Alice Munro, o autoare care a câștigat premiul Nobel pentru literatură. Nu am citit niciodată nicio carte de Alice Munro, nu știu despre ce este vorba, pur și simplu m-a atras numele, m-a atras și coperta, chiar dacă am spus la un moment dat că nu o să mai cumpăr neapărat cărți din această colecție. Am o grămăjoară în bibliotecă dedicată special acestor cărți, pentru că intră perfect așa și până nu o umplu, nu o să mă opresc, o să cumpăr totuși cărți din colecția Carte pentru toți de la Litera. Pe spate spune așa: cartea scriitoare a Alice Munro cuprinde o povestire extraordinară despre natura infinit oscilantă și surprinzătoare a dragostei. La prima povestire, despre o tânără femeie care se dovedește incapabilă să-și părăsească soțul, deși își închipuie că este hotărâtă să o facă, până la cele trei povestiri ce dezvăluie emoțiile complexe ale eroinelor, o femeie pe nume Juliet, oamenii despre care scrie Munro, femei de toate vârstele și stările sociale, cu prietenii, părinții și copiilor, capătă sub ochii noștri o viață absolut reală, ca și cum ne-ar fi vecini. Scriitoarea are darul miraculos de a face povestirile acestea la fel de autentice și de memorabile ca povestea propriei noastre vieți. Nu mă așteptam să fie povestiri, sunt convinsă că o să fie foarte interesantă cartea, mai ales că la capitolul acesta stau destul de prost. Ca să nu mi se mai pară mormanul atât de mare, am să scot din el cele trei cărți scrise de Lucinda Riley pe care le-am cumpărat mamei pentru că urmează ziua ei. I-au plăcut foarte mult seria Cele șapte surori, așa că m-am gândit că și-a dorit să citească mai multe cărți scrise de această autoare. Așadar, i-am ales Fata de pe stâncă, Tulburată de o pierdere recentă, Grania Ryan s-a întors în Irlanda în brațele familiei ei iubitoare. Și aici, pe vârful unei stânci, a întâlnit-o pe tânăra Aurora, care îi va schimba definitiv viața. Atrasă în mod misterios de Aurora, Grania descoperă că poveștile familiilor lor se întrepătund într-un mod straniu. Foarte interesant! După aia i-am mai luat Trandafirul nopții, care are o copertă superbă, în perioada de înflorire a Indiei Britanice. Ana Hita, o fată de 11 ani dintr-o familie nobilă, dar săracă, leagă o prietenie de o viață cu încăpățânata prințesă Indira, fiica privilegiată a unui maharajah indian. Ca însoțitoare oficială a prințesei, Anahita își urmează prietena în Anglia chiar înainte de izbucnirea Primului Război Mondial. Acolo întâlnește pe Donald Asbury, tânărul moștenitor al magnificului conac Asbury, și pe intriganta sa mamă. Da, foarte interesantă, este destul de grosuță cartea. Iar cea de-a treia alegere a fost Grădina cu lavandă.
Coasta de Azur, 1998, în sudul scăldat în soarte al Franței, Emile de la Martinier, ultima din familia de aristocrați cu același nume, moștenește casa în care s-a născut, de fapt un castel minunat înconjurat de vii, dar proprietatea este grevată de datorii uriașe, iar secretele pe care le ascunde sunt la fel de mari. Foarte drăguț, mă face să mă gândesc la Conacul cu amintiri, nu știu care a fost scrisă prima, dar mă rog, pe același vibe. Acestea au fost cele trei cărți pe care le voi oferi cadou mamei, sper din suflet să-i facă plăcere să le citească, spor la citit mămicuț. Și acum să trecem mai departe la mormanul meu. Chiar îi spuneam lui Mihai mai devreme, în timp ce îi arătam cărțile noi, că nu știu de ce mi-am cumpărat cartea asta. Este vorba despre Încăperi ferecate de Care Santos și la un moment dat am lăsat cartea așa pe masă și a citit el primul paragraf care spune: amintind de umbra vântului de Carlos Ruiz Zafón. Și de aici am înțeles de ce am ales această carte. Este, wow, ce mic scrie, wow. Vedeți cât de mic scrie? O, Doamne, de ce scrie așa de mic? Despre ce este vorba? Când Violeta vine din America pentru a supraveghea renovarea vechiului palat omoștenit și a deschide aici muzeul dedicat tablourilor bunicului său, renumitul pictor Amadeo Lax, poveștile familiei sale stau încă închise în sertarele memoriei. Treptat însă, din încăperile ascunse, ies fantomele trecutului, iar Violeta înțelege că nici frumoasa ei bunică Teresa, a cărei dispariție inexplicabilă a intrigat societatea epocii, nici alți morți ai familiei nu-și vor găsi liniștea până ce istoriile lor nu vor fi dezvăluite. Sună foarte interesant, o poveste de familie, cu secrete întunecate și așa mai departe, cu dezvăluiri, sunt chiar curioasă, de-abia aștept să ajung și la ea. Dacă o să duc așa cumva spre Carlos Ruiz Zafón, atunci cu siguranță că o să citesc și mai multe cărți scrise de această autoare. Mai departe, mi-a ieșit în cale această carte, se numește Lanțul de Aur și este scrisă de Andrei Cornea. Este superbă, în primul rând, îmi place la nebunie coperta și mi-a ieșit în evidență subiectul. Se poate construi o tramă polițistă în marginea ultimei școli filozofice din Atena, închisă de împăratul Justinian în anul 529 și a celor 7 reprezentanți a ei în frunte cu Damaschios? Se poate, răspunde Andrei Cornea, făcând din ultimul episod al filozofiei eline o poveste plină de mistere și de răsturnări spectaculoase care ține pe cititor cu sufletul la gură. Prin fața noastră trec locuitori ai fictive Atlantida, priși într-un proiect de creștinare, prinț persan care botează ideile filozofiei în sângele ideologiei, episcop care în zorii creștinismului fac ordine în panteonul grecesc, discipoli străluciți care apar travestiți ca în comediile lui Shakespeare, spectaculoase turniruri intelectuale în care se confruntă adepții teoriei potrivit căreia lumea e făcută din nimic, cu cei convinși că ființa e eternă, și un povestitor despre care aflăm abia la sfârșit cine este și cui anume îi dea până fabuloasa poveste a vieții sale. Cât de interesant sună și este vorba despre un autor român! De-abia aștept! Cu totul la registru, pentru că numai așa o să ducem până termin toate cărțile, am găsit această carte de la Jane Austen. Este vorba despre dragoste și prietenie. Știți că sunt în proces să strâng cât mai multe cărți scrise de Jane Austen, așa că am găsit Dragoste și Prietenie la un preț foarte bun și îmi părea rău să n-o cumpăr. Este foarte scurtă, nu știu exact dacă este o novelă, dacă este un roman epistolar, pentru că văd că la un moment dat sunt multe scrisori aici, dar o să aflu la momentul potrivit. Până una alta, așa cum am spus, îmi părea rău să nu o am în colecție, așa că acum o am. Este a mea. Apropo, trebuie să încep urgent să citesc cărțile pe care mi le-am luat deja de la Charlotte Bronte, Anne Bronte și Jane Austen. Dar mi-e frică de faptul că o să vreau să le citesc pe toate după ce citesc una dintre ele. Știu cum este, așa am simțit după ce am citit Jane Eyre și am nevoie să schimb puțin registru între timp. Dar sunt convinsă că odată ce vine iarna am să fac chestia asta. Continuăm alegerile ciudate și ajungem la Becky Chambers, la un lung drum spre o planetă mică și furioasă, despre care am auzit foarte multe lucruri și chiar nu știam că este tradusă și în română, probabil că e tradusă deja de ceva vreme, 2017, da. Atunci când Rosemary Harper se alătură echipajului de pe Wayfarer,
Așteptările nu îi sunt foarte mari. Dincolo de peticele pe care ar trebui să le capete cât mai curând, Wayfarer este o navă măruntă, aparent liniștită, rătăcită în birocrația megacorporațiilor și, cel mai important, potrivită pentru ca Rosemary să se distanțeze de problemele din trecut. Iar personalitățile atât de distincte și rasele atât de diverse ale noilor săi colegi, de la excesiv de amabil la C6, la Kizzy și Jenks, perechea nedespărțită de tehnicieni ce cârpesc măruntaiele navei, pot fi în același timp și motiv pentru certuri haotice și baza unor noi prietenii care ar fi părut imposibil de legat. Una peste alta, locul perfect pentru ea. Totul până ce Ashby, noul capitan, acceptă comisionarea unei lucrări extrem de profitabile, construirea unui tunel hiperspațial către o planetă îndepărtată. Oportunitatea le-ar asigura tuturor independența financiară, asta dacă ar putea supraviețui lungului și primejdiosului drum prin galaxia marcată de o pace fragilă. Însă Rosemary nu este singura care are secrete de ascuns, iar întreg echipajul va descoperi că spațiul este vast, iar propria navă cu adevărat mică. După cum știți, cărțile sci-fi nu sunt neapărat preferatele mele, însă m-am gândit că dacă le ofer mai multe șanse, cu siguranță că s-ar putea să înceapă să-mi placă din ce în ce mai mult. În această ordine de idei mai am una din același registru, este vorba despre Spuma zilelor de Boris Vian. Spuma zilelor, publicată în 1947, este cartea care l-a făcut celebru pe Boris Vian, copilul teribil al literaturii franceze. Cel mai sfâșietor roman de dragoste din literatura contemporană, după afirmația lui Raymond Queneau, a fost tradus în foarte multe țări și a devenit un roman cult, iar prima traducere în românește a fost publicată de Univers în 69. Este o poveste, scrie autorul, în întregime adevărată, din moment ce am inventat-o de la un cap la altul, despre dragostea a două personaje, Colin și Chloe. Frumoasei Chloe crește în plămân un ufăr uriaș care o sufocă. Apartamentul lui Colin, în care locuiește cuplul, se strâmtează, iar lucrurile dinăuntru se degradează și se descompun într-un ritm accelerat, metafora a maladiei, a sărăciei sau a depresiei care le însoțește. Obiectele au o viață proprie și se comportă conform unor legi stranii sau unei logici întâlnite doar în vise. Citim despre o sonerie care se desprinde din ușă ca să-și anunțe stăpânul că a venit cineva în vizită, despre tavane care coboară, ferestre care se întunecă și se zidesc cu ciudate excrescențe minerale, despre un piano cocktail, o invenție cu clape de pian care produce cocktailuri cu gustul și aromei piesei muzicale cântate. Acest univers fantast, plin de imagini și sunete, de obiecte și cuvinte inventate, nu este însă deloc lipsit de finalitate. Este o realitate fictivă care vorbește despre propria noastră realitate. Sună atât de interesant și iată, și o poveste de dragoste, ok? Ok, o să zic după ce am terminat-o că am citit și eu romansă. Ok, sunteți gata pentru cărți și mai ciudate de atât? S-a întâmplat să-mi iasă în cale această carte, care de altfel, da, este imensă. Istoria lecturii de Alberto Manghel. Ideea este că aici scrie cartea perfectă pentru orice iubitor de cărți. Păi eu sunt iubitoare de cărți. Este cartea perfectă pentru mine, nu? Ok, deci, zice așa. Într-o clipă magică a copilăriei tale, pagina unei cărți, acel șir de simboluri confuze și străine, a căpătat sens și universuri întregi ți s-au deschis. Ai devenit irevocabil un cititor. Cunoscutul eseist și editor Alberto Manghel pornește de la acest moment esențial pentru a explora conversația începută acum 6.000 de ani între cuvinte și acel erou fără de care cartea ar fi fost un obiect lipsit de viață, cititorul. Manghel abordează cu maestrie cititul ca seducție, ca rebeliune și ca obsesie, urmărind istoria bizară și fascinantă a progresului cititorului de la tăblița de lut la pergament, de la codex la cărțile digitale. Acest studiu al istoriei lecturii pornește de la cele mai vechi texte inscripționate pe tăblițe de lut în scrierea cuneiformă din Mesopotamia și hieroglifică din Egiptul antic, trece prin cluburile de lectură din Franța medievală, formate ad hoc la sesiunile de tors ale femeilor, inventarea tiparului în secolul XV, obiceiul pierdut al lecturilor cu voce tare, care și-au dobândit repede reputația de a fi subversive, apariția colecțiilor moderne de cărți până la nașterea unui public cititor vast și revoluția digitală de astăzi. Istoria lecturii este astfel o carte care își propune să provoace cititorul și să-l integreze într-o lungă tradiție a bibliofiliei. Imagini?
Pare o carte foarte, foarte interesantă, din care să citești așa cât un capitol sau două pe zi și din care cu siguranță că voi învăța foarte, foarte multe lucruri despre noi ca cititori încă din cele mai vechi timpuri. Mi se pare foarte interesantă, mai ales că această carte ne-a fost practic dedicată. Nu puteam, sincer, să rezist. Deși știți foarte bine că nu sunt cea mai mare fană non-ficțiune, însă în acest caz mi se pare foarte interesant. Mai departe, trecem către zone mai moderne și n-am putut să rezist să nu cumpăr noua carte a lui Celeste NG, Inimile noastre rătăcite. Bert Gardner, un băiat de 12 ani, duce o existență liniștită alături de tatăl său, un fost lingvist care în prezent lucrează la Biblioteca Universității Harvard. Este o modă să se scrie cărți despre limbi sau despre lingviști în ultima vreme, pentru că am văzut o grămadă de astfel de situații, spre exemplu Babel sau Babel. Știu că este destul de populară în perioada asta și chiar dacă este young adult, aș fi și eu curioasă să o citesc, numai că în acest moment costă 90 de lei și aș aștepta niște reduceri, să fiu sinceră. Așa, un fost lingvist care în prezent lucrează la Biblioteca Universității Harvard. Timp de 10 ani, viețile lor au fost guvernate de legi menite să apere cultura americană după o perioadă de instabilitate economică și de violențe. Sub pretextul menținerii ordinii și refacerii prosperității, autoritățile au acum dreptul de a-i reloca pe copiii disidenților, cu precădere pe cei de origine asiatică, în vreme ce cărțile considerate nepatriotice au fost deja îndepărtate de pe rafturile bibliotecilor. Printre aceste volume se numără și unul scris de mama lui Bird, o poetă chino-americană care și-a părăsit familia pe când Bird avea doar 9 ani. Nu știe ce s-a întâmplat cu mama lui, dar când primește o scrisoare misterioasă, conținând doar un desen criptic, pornește în căutarea ei, îndrumat de bazmele pe care aceasta îi le citea în copilărie și ajutat de prieteni neașteptați. Drumul îl poartă la New York, acolo unde un act de sfidare poate marca începutul unei noi ere a libertății. Inimile noastre rătăcite este o poveste despre felul în care societățile așa zis civilizate pot ajunge oarbe în fața celor mai cumplite nedreptăți. Pare o poveste puțin diferită față de ce a scris până acum. Sunt foarte curioasă să o descoper. Din nou apare acest leitmotiv al cărților lui Celeste, adică relația dintre părinți și copii. Stați așa că s-a oprit camera. Trecem mai departe la puțină ficțiune istorică. De ce nu? Dar că o să bifăm din toate. Până acum am avut sci-fi, am avut non-ficțiune, am avut povești de dragoste, o carte clasică. Practic, acum ajungem la ficțiune istorică. Este vorba despre Femeia Urs de Carolina Rankvist. Pare rău, nu știu cum să pronunță, o să învăț la un moment dat. Este vorba despre aristocrata Marguerite de la Roc. Suntem în anii 1540, care se alătură unei expediții franceze de colonizare a lumii noi. Călătoria e lungă și grea, iar Marguerite este bănuită că ar avea o legătură cu un tânăr membru al echipajului și e pedepsită, abandonată pe o insulă pustie din Atlanticul de Nord, înfruntă vitregia naturii și supraviețuiește. Aproape 5 secole mai târziu, o tânără scriitoare află de supraviețuirea eroinei și îi abordează povestea așa cum a învățat, scriind, înșirând faptele pe hârtie și încercând să înțeleagă protagonista. Viața tinerei scriitoare se împletește cu destinul Margheritei, care se transformă din figură istorică în personaj ficțional. Scris în ritmul întrebărilor care frământă neîncetat mintea naratoarei, Femeia Urs este o meditație despre feminitate și supraviețuirea lui Marguerite, dar și a scriitoarei care cercetează și spune povestea. Mi se pare foarte interesantă, dar abia aștept să o descoper. Dar nu acum, trebuie să mă opresc. Ok, să continuăm clipul și poate să încep să o citesc după aia. Ok, următoarea carte, o carte verde, ceea ce trebuie să spun că ador, este vorba despre Trișorii din Harlem de Colston Whitehead, de două ori distins cu Pulitzer Prize. Nu mă întrebați cum am ajuns la ea pentru că nu știu să vă răspund. Ray Carney, orfan de mamă de la o vârstă fragedă și fiul al unui infractor înrăit din Harlem, își depășește condiția socială, reușind să obțină o diplomă universitară și să-și încropească propria afacere ca proprietar al unui magazin de mobilă la mâna a doua. Atras fără voie
voia lui în tenebrele unor acțiuni ilicite, Carni pendulează între statutul de familist respectabil de om onest și acela de complice al unor interlopi lipsiți de scrupule. O saga de familie scrisă cu umor, un roman psihologic și unul social, precum și o scrisoare de dragoste către Harlem Hall de altă dată. Da, vă voi spune mai multe atunci când voi descoperi mai multe, până una alta mi s-a părut foarte interesantă și așa cum am spus, îmi place foarte mult Coperta Verde. A venit în sfârșit momentul să dețin și eu Hamnet de Maggie O'Farrell. Wow! În sfârșit, este o autoare care a câștigat Women's Prize for Fiction în 2020 și multe alte premii. Anglia 1580, ciuma neagră cu trei răținuturile, lovindu-i deopotrivă pe cei sănătoși și pe cei bolnavi, pe tineri și pe bătrâni. Sfârșitul lumii este aproape și cu toate acestea viața merge înainte. Un tânăr meditator de latină, sărac și chinuit de un tată violent, se îndrăgostește de o femeie extraordinară și excentrică. Agnes e o creatură sălbatică ce străbate pământurile familiei cu un șoim pe mână și e recunoscută pentru talentele ei de vindecătoare. Cunoaște plantele și poțiunile mai bine decât înțelege oamenii. Odată ce se stabilește împreună cu soțul ei la Stratford-upon-Avon, se transformă într-o mamă ultraprotectoare și în forța care ține împreună tânăra familie. Un portret plin de lumină al căsniciei și o portretizare de neuitat a unui bărbat care a fost uitat de toată lumea, dar al cărui nume a dat titlul cele mai celebre piese de teatru din toate timpurile. Pentru că la începutul cărții zice așa: notă privind adevărul istoric. În anii 1580, un cuplu care locuia pe Henry Street în Stratford a avut trei copii, Susanna, apoi Hamnet și Judith, care erau gemeni. Băiatul Hamnet a murit în 1956 la vârsta de 11 ani. După vreo 4 ani, tatăl a scris o piesă de teatru intitulată Hamlet. Hamlet și Hamnet sunt de fapt același nume, el apare alternativ în arhivele din Stratford de la sfârșitul secolului al XVI-lea și începutul secolului al XVII-lea. Și, așa cum ne-am obișnuit de la Anansi, avem aici o pană, așa cum aveam la confiteor, o vioară. Și da, am ajuns și la ultima carte a acestui haul. Am reușit! Am reușit, am trebuit să fac un mic compromis și să-mi iau varianta aceasta, ediția de film, cea mai norocoasă fată de Jessica Knoll, așa că să vă așteptați cât de curând la un alt clip reușesc să descoper misterul acestei cărți, pentru că nu m-am uitat la film, nici nu vreau să citesc pe spatele cărții, știți că sunt foarte corectă, vreau să încerc să descoper singură misterul acestei cărți, cât de curând, probabil că va fi următoarea carte pe care o să încep, nu știu exact, tocmai am terminat 10 minute și 38 de secunde în lumea asta stranie și sunt foarte, foarte entuziasmată pentru toate cărțile pe care mi le-am cumpărat, care, așa cum v-am spus, mi se par extraordinar de ciudate, atât pentru gusturile mele obișnuite, cât și în general, într-un haul. Fac parte din toate genurile, unele extrem de surprinzătoare pentru mine, dar o să vă țin la curent atunci când o să le citesc, ca de obicei. Acum, pentru că ați așteptat destul, a venit momentul să extragem câștigătorul giveaway-ului. Ca de obicei, sunt foarte, foarte emoționată și ca de obicei trebuie să verific de vreo 3-4 ori dacă filmează camera, pentru că vreau să fac chestia asta odată și vreau să o fac bine. Bun, deci, cum să fac? Uite așa. O să închid ochii, sunt foarte emoționată! Amestecăm și câștigătorul sau câștigătoarea este... Am extras! Sunt emoționată, mi-e frică să mă uit, să fiu sinceră. Iulia Muste sau Muște! Felicitări! Stați așa! Felicitări! Deci, dacă te uiți, trebuie să te uiți, în primul rând, pentru că ai participat. Te rog frumos să-mi lași în comentarii un cont de Facebook sau de Instagram unde putem să vorbim în privat. Felicitări încă o dată, mulțumesc tuturor celor care au participat. Sper ca pe viitor să îmi permit să extrag mai mulți câștigători la un giveaway. Până una alta, Iulia, felicitări! Ne auzim în comentarii și mai departe ne auzim în privat, acolo unde o să-mi spui ce cărți dorești, adrese, număr de telefon și așa mai departe.
Felicitări încă o dată, vă mulțumesc încă o dată dacă ați rămas cu mine până la final. Nu uitați să dați un like dacă v-a plăcut filmulețul și să vă abonați dacă sunteți noi. Aștept să-mi spuneți dacă vi s-a părut vreun titlu foarte interesant din ceea ce v-am prezentat eu astăzi, dacă ați citit ceva din ceea ce v-am prezentat eu astăzi și dacă da, ce părere ați avut. Să aveți o zi super, super bună, ne vedem data viitoare! Pupi, pa!